Cine e Ada Maria Ileana, reprezentanta României la Miss World 2024, în India? Are 26 de ani și a participat la Love Island România. Ada Maria Ileana e tânăra de 26 de ani, care reprezintă România la concursul Miss World 2024, care se desfășoară în perioada februarie-martie, în India. Fotomodelul e pregătit pentru defilarea pe podiumul de la celebrul concurs de frumusețe. Ada Maria Ileana se numără printre concurentele care vor defila pe podium la cea -a 71, a ediție Miss World. Nu este prima participare a ei într-un concurs de frumusețe, ea are mai multe titluri în palmares, printre care Miss World România 2023 și Miss Internațional România 2022. Sunt extrem de onorată să reprezint din nou România. De data aceasta la Miss World, dar este și o mare responsabilitate, căci țara noastră revine după șase ani la această competiție. Mă simt mai pregătită ca niciodată pentru această provocare, chiar dacă știu că nu va fi deloc ușor să concurez cu peste 100 de femei extraordinare. Ca de fiecare dată, voi pune tot sufletul și îndârjirea pentru ca România să se prezinte impecabil și, de ce nu, să câștige pentru prima dată un mare concurs de frumusețe. În drumul meu către Coroana Miss World, îmi concentrez eforturile pe activitatea caritabilă pentru a da înapoi comunității, în special prin ONG-ul pe care îl conduc, Investitorii în Visuri. Le mulțumesc tuturor celor care îmi sunt alături în această minunată echipă a României. A transmis fotomodelul, înainte de competiția din India, conform Click. Cine e și cu ce se ocupă Ada Maria Iliana? Ada Maria Iliana este din București. Tânăra a absolvit un master în politici publice University College London. Este licențiată în studii de securitate și este pasionată de relații internaționale și diplomație. De șase ani, Ada lucrează ca profesor de limba engleză, certificat de Cambridge, scrie ProTV, Pro. Despre activitatea ei la catedră, Ada Maria Ileana a povestit într-un interviu pentru Click. Sunt profesoară de engleză de șase ani la concursurile de frumusețe am conștientizat că au succes femeile realizate, femeile care au o carieră în spate și care au ceva de spus în comunitatea din care provin. Tocmai de aceea m-am implicat în foarte multe proiecte caritabile. În martie am organizat o prezentare de modă caritabilă. Îmi place și ce fac la școală. Elevii îmi spun Ada sau Teacher. Nu accept cu dumneavoastră că și așa încep să mă simt bătrână. Prima mea generație la care am predat intră acum la facultate, deci deja mi este foarte greu să-i văd crescând. Predau la diverse grupe de vârstă, astfel că am predat de la copii de un an până la 16 ani. Mă ascultă cei mari pentru că sunt foarte aproape de vârsta lor și ne înțelegem foarte bine. Este și o prietenie, dar este și respect. Contează să ai în clasă o atmosferă foarte plăcută în care ei să se simtă confortabil declara Ada Maria Ileana în 2022. Ada Maria Ileana a participat și la Love Island România, emisiunea de la ProTV. În 2023, Ada Maria Ileana a participat la show-ul Love Island România, acolo unde s-a înscris pentru a-și găsi jumătatea. Tânăra a dezvăluit atunci faptul că era singură de aproximativ trei ani deoarece încă nu a întâlnit pe nimeni 100% potrivit pentru ea pe parcursul show-ului, Ada s-a îndrăgostit de Andrei, cel cu care a format un cuplu până când în vila din Tenerife și-a făcut apariția fosta iubită a concurentului. Chiar dacă a plecat singură din emisiune, Bruneta este recunoscătoare pentru lecțiile învățate și spune că a învățat să-mi cunosc mai mult valoarea. Notează ProTV.ro